aș vrea să introduc un moment care pe noi ne onorează, ne face cinste nouă, face cinste și familiilor și de unde provin colegii noștri. Și o să vă expun un caz. La data de 20 aprilie, în jurul orei 22:10, în timp ce agent principal de poliție Tulbure Adrian Marius și agent de poliție Săgneanu Valentina, ambii din cadrul secției de poliție rurală Săbăoani, au ajuns în fața postului de poliție Tămășeni, la încheierea serviciului de patrulare, atenție, au observat un incendiu care se manifesta la o locuință amplasată vis-a-vis de unitate de poliție. Aceștia au intervenit prompt, până la sosirea echipajului de pompieri, reușind stingerea parțială a acestuia și limitarea extinderei lui. Vă dați seama că după o zi de muncă, în timpul lor liber, acești polițiști au intervenit din proprie inițiativă până la sosirea echipajelor de pompieri, au făcut tot ce le-a stat în putință să stingă incendiul. Asta nu face decât să ne onoreze, să ne facă cinste și eu afirm cu toată încrederea că ne mândrim cu astfel de polițiști. Tineri, și dacă avem astfel de polițiști, înseamnă că avem viitor în țara asta. Sigur, sigur, sigur. O să le mânăm câte o diplomă, măcar atât. Felicitări.